Bărbat a venit de la muncă târziu, obosit și nervos, găsindu-și băiețelul de 5 ani așteptând la ușă nerăbdător. Tată, pot să te întreb ceva? Da, desigur, despre ce e vorba? A răspuns tată. Tată, câți bani câștigi pe oră? Hei, dar asta nu e treaba ta. De ce mă întrebi astfel de lucruri? Spuse omul nervos. Doar vreau să știu, te rog, spune-mi cât câștigi pe oră. Dacă trebuie să știi, câștig 50 de lei pe oră. Ah, răspuns micuțul trist, cu capul plecat. Tată, îmi împrumut, te rog, 25 de lei. Tatăl s-a înfuriat. Dacă singurul motiv pentru care m-ai întrebat asta este ca să-mi ceri bani și să-ți cumperi o jucărie prostească sau alte prostii, atunci du-te direct în camera ta la culcare. Gândește-te, de ce ești așa egoist? Nu lucrezi din greu în fiecare zi pentru prostiile tale? Micuțul a mers în liniște în cameră și a închis ușa. Omul s-a enervat și mai tare pe întrebările băiatului. Cum a putut să pună așa întrebări doar pentru a cere niște bani? După o oră, tatăl s-a calmat și a început să gândească. Poate era ceva de care chiar avea nevoie să cumpere cu 25 de lei și chiar nu mi-a cerut bani des. S-a dus la ușa băiatului și a deschis-o. Dormi? A întrebat. Nu, tată, sunt treaz, a răspuns băiatul. M-am gândit, poate am fost prea dur mai devreme, spuse tatăl. A fost o zi lungă și m-am descărcat pe tine. Uite aici, ai 25 de lei. Micuțul a sărit zâmbind. Mulțumesc, tată, a strigat. După aceea a scos un pumn de bani. Omul a văzut că băiatul avea deja bani și s-a enervat din nou. Micuțul și-a numărat încet banii și s-a uitat către tatăl său. De ce vrei mai mulți bani dacă deja ai? A spus tatăl. Pentru că nu am avut destul, dar acum am, replica băiatul. Tată, am 50 de lei. Pot să cumpăr o oră cu tine. Te rog să vii mai repede acasă mâine. Vreau să mănânc cu tine.